Bună seara! Astăzi la noi este marți și de fiecare dată, marți și joi, avem întâlnire cu femei din diaspora, cu mame digitale din diaspora. Salutare, Virginia, Alina, Rodica, Anastasia, salutare! O aștept pe invitata mea de astăzi, o aștept pe Diana. Salut, Virginia, salutări! Bună seara, Rodica! Bună seara, fetele! Astăzi avem o ediție specială cu invitata noastră, cu femeia magică, Diana sau Ela, cum îi ziceți voi. Salutare vouă, fetele. O așteptăm pe Diana să intre aici cu noi. Între timp vreau să vă întreb cum a trecut acest weekend? Cum a trecut acest weekend și cu ce energie ați început săptămâna curentă. Așa, să vedem dacă se aude și se vede totul bine. Cred că ne auzim, Lia? Da, ne auzim, dar se vede în roșu ecranul tău. Imediat. Nou oraș, vrei să alegi un filtru mai deosebit? Vreau să pun nou oraș, dar nu am reușit. Las. O să fim fără nou oraș astăzi. Bună seara! Salutare! Uite, sunt de fiecare dată cu emoții atunci când organizez cu tine live-ul și nu facem atât de des, dar să știi că parcă îl aștept cu atâta energie și cu atâta entuziasm, da? Am mai trecut o perioadă bună de timp, să știi. Știi, astăzi îmi scriau fetele după ce ai postat tu că facem live. În sfârșit, ne vedem în live pe Instagram. De mult nu ai fost. Da, pentru că noi dacă suntem pe live-urile cu fetele din curs, noi mai puțin am intrat aici. Dar uite, îți mulțumesc cu multă recunoștință că m-ai invitat astăzi. Astăzi eu sunt doar a ta, Lia. Eu îți mulțumesc pentru că ai acordat acest timp pentru a fi și pentru noi aici, pentru toate femeile care vor să te cunoască din spatele culiselor și eu o să fiu cea care o să-ți scot acele răspunsuri pe care fetele vor să le audă, în afară de ceea ce faci tu și postezi zi de zi pe pagină, pe stories. Hai să începem cu, deseori mă întreabă lumea, tu lucrezi cu Ela? Nu, cu Diana. Cine este Diana Chiston și cine este Ela Blog sau Ela Zen? Ca să faci un pic de claritate și să rămână clar identitatea ta sau numele tău și proiectul tău sau ceea ce faci tu prin acest proiect. Să știi că deja îmi place foarte mult Ela și eu mă recunosc în acest cuvânt și chiar mă bucur când cineva îmi spune Ela, dar nu îmi spune Diana, adică eu le primesc ca și cum este al doilea nume. Ce s-a întâmplat? Am fost odată în Azerbaijan, de fapt atunci când a fost în Baku Eurovisionul. Uh-huh. Și eu am fost la Eurovision, atât de mult mi-a plăcut azerbaijanul, încât de acolo a venit numele meu Ela, pentru că Ela înseamnă excelent. Uh-huh. Excelent, da, eu consider că o viață excelentă putem avea atunci când împlinim misiunea noastră ca femeie aici pe pământ. Și de aici a plecat și blogul meu și tot. Împreună cu, când am ales numele blogului, pentru că inițial am făcut un blog, l-am ales împreună cu Inga și cu nașa mea și eu le-am spus că uite, Ela și așa mai departe, într-un final împreună ne-am ales acest cuvânt, adică ca să înțelegi, vine de la nașa mea și prietena mea Inga, da? Mă regăsesc foarte mult, mai nou acum studiez un pic numerologia și dacă din punct de vedere numerologic acest nume este foarte puternic. Și de altfel, se spune că este foarte, foarte bine să ne alegem pseudonime din astea cu nume puternice, ca să avem acele numere care ne aduc nouă realizări sau, de exemplu, dacă tu dorești să fii o persoană care comunică, care aduce ceva pe acest pământ, trebuie să ai în numele tău o anumită cifră. De exemplu, cifra 5 trebuie să existe în numele tău. Și uite, ea nu era, dar prin Ela s-a regăsit și eu neștiind, intuitiv atunci am făcut, mi-am ales pseudonimul foarte bine. Și eu mă regăsesc de altfel foarte, foarte mult în acest cuvânt. Dar la ce te referi? La cele trei litere sau la cinci? Trei sau cinci? Care este fiecare litere are o cifră, da? De exemplu,
Da, adică fiecare, atunci când îți calculezi din punct de vedere numerologic, trebuie să iei alfabetul care are fiecare literă un număr și tu îți calculezi acolo tot ce poți să afli despre tine și dacă, de exemplu, îți dorești să fii o persoană publică și nu ai anumită cifră în cuvântul tău, trebuie să-ți pui pseudonim. Ca să știi de unde, de altfel, foarte multe persoane publice își schimbă numele. Foarte Yeah. Iau Feng Shui acolo. mult. Da, să știi că, uite, tu te învârtești prin inițiale de 3 litere. Zen, Ela, Zen, Ela. Da. Bun, m-ai atras pe mine cu tot cu 3 litere. Da, da. Tot ce promovăm noi este cu 3 litere. Da, să știi că Așa, asta acum este. am înțeles mai mult istoria acestui nume și cum a conceput acest concept. Hai să te întreb, Diana Chistol, cine este Diana Chistol și unde și-a început ea această pasiune pentru ceea ce face astăzi? Diana Chistol, eu vreau să spun aici o mantră pe fundal. Hai, te rog, pentru că asta te reprezintă și cred că o să aducă un pic de calmitate, liniște și acea energie de unde vin aceste mantre frumoase, da? Da, Vreau să zic din Bali, vreau să zic din Bali că acolo mi este gândul, dar este noi o să ajungem în oricare. pandemia. Sigur, sigur. Noi o să ajungem. Sufletul meu acum este așa într-o oarecare melancolie, pentru că eu de obicei în această perioadă a anului mă pregătesc pentru Bali și de data asta se întâmplă că ne pregătim pentru Paris. Dar este bine să ne simțim acasă acolo unde suntem. Ce s-a întâmplat cu numele Diana Chistol? Eu sunt o femeie, în primul rând. Nu aș vrea să spun în primul rând mamă. În primul rând sunt o femeie. Sunt o femeie care chiar cred că și-a găsit menirea pe acest pământ. Și atunci când m-am căutat foarte mult, mi-a venit din partea Universului multe semne că pot să ajut femeile și scopul meu pe acest pământ este să ajut oamenii, femeile, să aduc multă, multă informație care pot fi niște instrumente utile pentru noi ca să ne ajute să evoluăm. Și da, consider că undeva Universul, Divinitatea lucrează prin mine și, în primul rând, înseamnă că sunt o femeie care a venit cu un scop pe acest pământ și, bineînțeles, că sunt iubită, iubita soțului meu, ca să fie soție, bine, eu să zic iubita prietena lui și mămică, da, mămica unui băiat Deja, deja măricel. puternic, care este un spirit și el minunat și a venit și el pe acest pământ să fie înțelegător și să accepte care o mămică care de fiecare dată este întreabă și el se dă după mine, nu eu după el. Cine mai sunt? Sunt o femeie care își prețuiește prietenii, prețuiește oamenii din jur. Pentru mine sunt foarte importanți toți oamenii pe care îi am, de altfel și ție îți sunt recunoscătoare că mi-ești alături. Și da, consider că este important să iubim tot ce ne înconjoară. Și de fapt, Diana Chistol este despre iubire. Iubesc tot ce mă înconjoară, iubesc ceea ce sunt, ceea ce fac și ceea ce pot să aduc pe acest pământ. De fapt, în această filozofie sau credință am pus eu ochiul și am zis că, uite, misiunea ta este atât de importantă și misiunea ta este atât de frumoasă încât ar fi păcat să nu contribui sau să nu te ajut să dezvolți această idee de Categoric. a ajuta femeile să găsească energia lor, senzualitatea, spiritualitatea și conectarea lor cu însăși conștientizarea că sunt femei și că trebuie să se iubească. Deci totul iubește femeia, agenda ta, iubește femeia, cursul, iubește sau femeia magică, cursurile. Sunt programele care au rezultat în acest an. Da. Hai să facem o recapitulare sau o dezbinare. Cum a fost 2020 pentru Ela Zen? În Schimbări au primul avut rând, loc și povestește tu ca să poți relata tu asta. astăzi când mi-ai spus, nu, ieri tu mi-ai spus de live, Aseară era. aseară ceva de genul când mi-ai spus tu de live, de atunci stau cuvântul la tine și chiar la un moment dat transmiteam
un fel de recunoștință către tine și spuneam că pe acest pământ noi ca și oameni putem să existăm atunci când știm să avem și să atragem lângă noi anumiți oameni. Ca să faci ceva trebuie să fie o echipă. Da, noi putem să lucrăm și singuri, dar ca să realizezi, ca să poți să aduci mai mult oamenilor, ai nevoie de echipă. Și în primul rând, anul 2020 mi-a dus o pelie. De fapt, anul 2019 mi-a dus. Pe final, pe vremea, da, pe final de noiembrie, da. Pe final, numai că eu deja, la noi baza oarecum s-a pus așa înspre trecerea asta despre 2020. Și da, da. O vom lua așa, adică a fost în 2019-2020. A fost un an foarte puternic pentru mine. Dacă ne uităm din punct de vedere astrologic, pentru că Capricorn a fost un an foarte așa cu evolutiv, da? Da, dar a fost și un an cică mai greu. Dar eu consider că toate greutățile de fapt ne ajută pe noi să evoluăm. Și în pofida la toate, 2020 pentru mine a fost puternic pentru că noi am lansat toate aceste proiecte. Femeia magică, iubește femeia din tine, agenda, toate detoxurile. Noi am făcut atât de multe femei fericite, Lia, atât de multe femei s-au regăsit în detoxurile noastre. Totalurile pe ultimele săptămâni și o să mă încânt și o să bucur, nu știu, cred că sunt mii de femei care au dat interes în ghidurile noastre, gratuite, da, în live-urile noastre, apoi în programele noastre care au urmat lună de lună și am repetat aceste ediții. Da, a fost un an iarăși puternic pentru că noi am avut alături de noi multe fetițe care au lucrat cu noi, da, care ne-au ajutat. Acum avem și ambasadoarele noastre care de altfel este minunat să-ți construiești așa câte un pic echipa ta, poate... E ceva micuț, dar eu știu că asta va evolua din ce în ce mai mult. Și, practic, 2020 chiar a fost foarte puternic pentru mine. Eu sunt foarte recunoscătoare acestui an. Sunt foarte recunoscătoare că ne-a apropiat de foarte multe femei. Și sunt recunoscătoare, în primul rând, tuturor femeilor care au avut încredere în noi. Femeile care au făcut detoxurile cu noi. Femeile care au intrat în aceste cursuri. Care au avut încredere... S-au îndulcit sănătos. Care s-au îndulcit sănătos și acum, da, de deserturi, uite că aproape uitasem și de deserturi, care iarăși foarte important. Acest curs pentru mine, cursul de deserturi, iarăși este așa foarte aproape de sufletul meu, pentru că eu consider că dacă a fost în cursul meu o femeie care a învățat acele 30 de rețete să le facă și va îndulci copilul, familia, soțul, iubitul, prietenii, deci eu deja sunt liniștită că mai mulți vor mânca mai puțin zahăr. Deci deja este foarte bine, foarte, foarte bine. Și știu că multe femei s-au împărțit cu aceste deserturi. Multe femei, apropo, Lia, și-au deschis o mică afacere. Da, aici vreau să zic că tu ai fost ca o scânteie pentru multe fete care și-au regăsit pasiunea în creativitate de a crea dulciuri, da, în pasiunea, da, de a face ciocolate. Și uite, au început încet, încet să-și îndulcească prietenii, familia, apoi au început să vândă, apoi au început să facă comenzi sau să livreze. Exact, de exemplu, avem și în Germania și în Italia și în America, dar în Irlanda, peste tot avem fete care s-au apucat să-și facă o mică afacere din asta. Deci este minunat, pentru că eu sunt sigură că acum lumea va fi mult mai bine și mult mai sănătoasă dacă vor alege aceste deserturi sănătoase. Deci, practic, uite, iarăși aici noi ne-am îndeplinit oarecum misiunea foarte bine, pentru că în cursul Iubești femei din tine, multe femei s-au regăsit. Au fost femei care au renunțat la divorț, au fost femei care au născut. Sunt povești foarte frumoase pe care le-am influențat și... Da. Care le-am ajutat să ia decizii corecte în anul 2020, să nu se lase provocate de situația care se întâmplă la nivel global, să nu se lase epuizate și fără inspirație sau fără energia aceea de a face ceea ce de fapt e pentru suflet. Exact. Ținând cont că acum, cum ai spus tu, perioada a fost așa mai, pandemia a fost adusă agitație, femeile în cursul Iubești femeie din tine s-au regăsit. Au ajuns la ele acasă, s-au întors acasă la sufletelul lor și multe au luat hotărârile cele mai bune, deciziile cele mai bune, de fapt. Și mă bucur încă că avem fete care după curs au reușit să rămână însărcinate, pentru că nu puteau să rămână însărcinate și au rămas însărcinate. Sau deci, și-au găsit partener. Da, multe fete s-au găsit partenerul potrivit. Deci este minunat să auzi aceste povestioare mici care
îți dau de înțeles că tu ai făcut ceva pe acest pământ. Până la urmă, scopul nostru, Lia, este foarte bine definit. Noi știm ce avem de făcut, noi știm că vrem să facem femeile fericite și nu doar femeile. Noi știm că menirea noastră este să aducem binele aici și eu cred că noi foarte bine l-am realizat scopul. Uite, nostru. Uite că aici Natalia confirmă, vă mulțumesc pentru toate informațiile. Datorită Dianei m-am schimbat total în relație cu soțul și eu cred că avem și grupul cu femeile din post, care la fel este o energie foarte puternică pe care o păstrăm din martie, când am venit eu la tine în Paris și am zis că hai să nu ții tu singură postul, hai să ținem în grup, ca energia să fie mult mai mare și vibrată, să se simtă indiferent de orice colț al lumii. Și atunci chiar au fost rezultate și femeile sunt magice acolo. Noi vorbim despre magie și doar magie și de fapt ce înseamnă pentru tine acest cuvânt magie? Pentru că peste tot l-am folosit în campanii de marketing, agenda magică, femeie magică, curs magic, tu ești magică, tot e magic. Ce înseamnă cuvântul magie? Și de ce trebuie rostit zilnic? Uite, eu mi l-am și tatuat acest cuvânt anul ăsta, tot 2020 mi-a adus un nou tatuaj foarte puternic de altfel, este un cuvânt cu vibrație înaltă. Eu consider că dacă nu crezi în magie, încearcă măcar să trăiești un pic viața în magie. Să accepti că viața este minunată, să accepti că divinitatea îți poate aduce multe lucruri frumoase și totul începe de la acest cuvânt magic. Da? Noi, doar că suntem pe acest pământ, deja s-a întâmplat magia. Și da, pentru mine este un cuvânt cu vibrație înaltă, un cuvânt care mă caracterizează 100%. Eu consider că noi putem să facem magie prin gândire, prin felul nostru de a fi și prin felul nostru de a dărui iubire pe acest pământ. Deci, da, magia mă caracterizează 100% și chiar le dau un sfat tuturor fetelor să-și facă un semn cu acest cuvânt, să-l picteze undeva, să-l scrie pe foiță, să fac ceva cu acest cuvânt, pentru că este un cuvânt cu vibrație înaltă. Uite, pe sticlă. Bineînțeles, apa este magică, îi aduce magie în corpul meu și am grijă pentru că, așa cum ai zis tu, a venit pe acest pământ, deja este o magie, atunci trebuie să avem grijă de corpul nostru ca și cum ar fi un templu sau cel mai sfânt da. Loc în care ne trăiește sufletul nostru și spiritualitatea noastră. Așa și este, da. Corect, așa și este. Zic aici, fetele, că suntem superbe și m-ați ajutat și pe mine enorm. De când am descoperit-o pe Diana, viața mea s-a schimbat total și cred că o să facem pe final de an, nu știu, acum mi-a venit ideea spontană, ți-o zic și o experimentăm acum în live, o să facem pe final de an un Zoom cu multe, multe fete care vor intra aici în energia asta și vom face ca un fin de an cu toate fetele, programele, ca să le simțim din toate corțurile lumii și să vedem acele 2-3 minute sau 2-3 cuvinte care au să-ți spună ele ție și cum au schimbat viața lor după ce te-au cunoscut sau după ce au făcut careva din programele tale. Și atunci vreau să avem așa un fel de forum de magie pe online. Facem un webinar, dacă vrei, din asta, de unde putem să și discutăm despre cuvântul magie, care... Da. Cum să înceapă anul 2021 cu magie. Cu magie, da. Și acolo să și transmitem. Subiectul seminarului. Da, corect, așa facem. Imediat să-mi notez dacă tu vrei să zici o idee. Notează acolo, facem un webinar magic. Notiță deja. Da. Așa este. Așa, un zoom din ăsta o să aducă energia la multe femei și vor simți vibrație de la una la alta, pentru că de fapt sunt foarte multe, foarte multe femei din toate colțurile lumii. Noi nici nu am contabilizat câte țări am atins în acest an, dar dacă o să fac o analiză și o să analizez, cred că suntem pe toate continentele, mai puțin în Australia, în rest și în Africa, nu știu dacă avem pe cineva, dar în rest în Kuwait și pe unde vreți, Arabia Saudită și pe unde vreți, Israel am ajuns și în partea de Asiei și în partea Europei și în Canada și în America și pe unde vreți am ajuns cu acest proiect și asta mă motivează pe mine ca expert marketing că nu am graniță. Deci dacă aici eram limitată doar la publicul și clienții din Republica Moldova pentru clienții care erau și deserveam aici, aici proiectul a luat amploare la nivel global și
an care a fost bun, destul de greoi sau financiar pentru majoritatea, pentru a produce și a face proiecte noi sau pentru a promova, a fost un an destul de favorabil. Și exact. Am înțeles că lumea tinde să caute trenduri sănătoase, să caute cum corect să alimenteze sănătos familia sau să combine sau să facă o schimbare corpului, energiei și vibrației sale ca pe fundal de stres sau emoții sau nu știu sau au scăzut vibrațiile din aprilie, martie, mai, luni, să se dezbalanceze, să se focuseze, să ia decizii nu potrivite și atunci începea conflicte în familie, divorțuri care tot trăgeau fetele în program. Hai să vezi care este acea parte a femeii pe care încă nu ai descoperit-o și nu chinui bărbatul. Exact. Schimbă-te tu sau începe cu tine schimbarea. Corect. Asta a fost baza noastră în principiu, să începem schimbarea de la noi. Și uite, că ai spus despre alimentație, chiar m-am bucurat anul acesta, foarte multă lume a tras atenție la ce mâncăm, cum mâncăm, ce facem. Și asta este bine, Lia, pentru că iar a fost un an chiar potrivit și necesar pentru această schimbare. Deci cred că undeva, pe de o parte nu este bine ce s-a întâmplat cu pandemia, dar pe de altă este foarte bine că oamenii au început să conștientizeze, să fie mai atenți la ce mâncăm, la vibrații, la energie și tot așa mai departe. Și într-adevăr, eu mă bucur că noi, la un preț accesibil, am reușit să ajutăm cât mai multe lume. Și asta este de bine. Da, eu chiar sunt foarte fericită că am reușit să lucrăm cu mai multe persoane. Hai să o întrebăm pe Diana din planurile ei pentru 2021. Cum vede de anul 2021, dacă nu ar fi pandemie în lume, cum ar începe acest an și cum ar da startul pentru proiectul Ela Zen și pentru ea personal, ca evoluție, ca creștere, ca schimbări? La mine se rezumă în felul următor. Chiar și dacă este pandemie, chiar și dacă nu este, Diana va munci și va dărui. Da, Bali, nu începem cu Bali. Dar dacă noi avem un scop foarte bine definit cu Lia să ajungem în Bali și asta cu siguranță se va întâmpla, Lia, într-o modalitate, într-un fel oricum, universul sigur ne va ajuta, pentru că noi știm, atunci când îți dorești, lucrurile se întâmplă și se va întâmpla. După asta, noi ne-am propus cursul care noi ne-l-am dorit să-l lansăm în 2020, dar cred că universul undeva și-a dorit ca noi să punem mai mult accent mai întâi pe mama, pe femeia mamă, pentru că dacă este mama echilibrată, atunci putem transmite mai ușor copiilor ce avem de transmis. Înseamnă că acum am lucrat foarte mult cu femeile și da, urmează și în 2021 să facem iubește femeie și femeie magică și detoxurile noastre și tot așa mai departe, dar vom face cursul pentru copii, care este foarte, foarte așteptat și foarte important pentru sufletelul meu și pentru al tău. Noi amândouă avem copii și noi chiar ne dorim asta. Deci, da, va fi un an în care ne vom axa pe copii să facem acest curs. După asta, eu am uitat să menționez aici că 2020 este iarăși darnic cu mine. Până la final de 2020 sunt sigură că îmi voi lua diploma pentru regresie și hipnoză, iarăși un domeniu super interesant pentru mine, care cu siguranță cumva ne vom gândi în ce format să ajungă la toată lumea și să putem să ajuta și prin această tehnică, pentru că hipnoza, regresia ajută foarte mulți oameni să iasă din tot felul de stări, depresie, anxietate, frici și tot așa. Din acest motiv, adică primul motiv care m-a făcut pe mine să accesez această informație și să spun ok, trebuie să fac acest curs, a fost pentru că am întâlnit în anul 2020 foarte multe femei în depresie, anxietate, în frici și tot așa mai departe. Da, cursul Iubește femeia din tine, femeia magică, le-au ajutat pe foarte multe femei. În schimb, unele care au niște blocaje mai agresive din copilărie și tot așa mai departe, acolo, mai profunde, din alte vieți. Aici discutăm, poate discutăm în alt live dacă e despre alte vieți. Da, este care totdeauna m-a intrigat și am zis că, Doamne, cât știe Diana, eu încă e enciclopedie pentru mine. Păi uite, o să mai ieșim într-un live să mai discutăm, că așa mai interesant să discut cu tine, că tu mă întrebi, eu răspund.
Și dacă sunt blocaje din alte vieți, atunci femeilor le este mai greu să depășească în viața asta. Ele, neștiind, au nevoie de acest instrument. Și aici vin eu cu hipnoza și regresia, care ajut foarte mult. Deci, iarăși, o mare realizare pentru mine în 2020 este acest curs. Plus, mai fac acum un curs foarte puternic, care încă nu pot să-l divulg până nu mă inițiez și până nu o fac. Așa este regula, așa că așteptați, o să revin cu detalii pe viitor. Deci 2020 vă spun că este foarte util pentru mine. Urmează și mai multă magie în 2021, pentru că dacă tu evoluezi și tu crești și tu vrei să schimbi mult mai profund aceste blocaje pe care le avem noi ca femei, atunci să știi că o să-ți fim doar recunoscătoare și o să ajungem la cât mai multe suflete pierdute sau acele spirite care nu se regăsesc sau nu înțeleg care este misiunea lor pe pământ și cum ar putea să se ajute pe ele, în primul rând, și apoi să ajute pe cei din jur, soț, parteneri, copii și lumea care este în jurul ei. Exact. Bun, interesant. Deci sunt provocări pe care abia așteptăm să le... Să le facem. Da, abia așteptăm să le lansăm și să le promovăm. Dar haideți... Mai am o surpriză, Lia, noi mai avem o surpriză. Hai. Tu știi că noi avem o surpriză cu Aliona și tu știi despre ce este vorba. Da, bine. Sunt două surprize, dar eu tac pentru că nu știu dacă pot să zic, tu trebuie să zici. Una urmează ca în 2021 să facem cartea. Așa. De tine, care trebuia să fie în 2020, dar am pus accent pe agenda mai mult, pentru că totuși mi-am dat seama că femeile trebuie să acceseze cât mai mult acest instrument, instrumentul recunoștinței, care de altfel schimbă viața asta frumoasă. Și deci, în primul rând, am lăsat agenda. În 2021 urmează să lăsăm cartea Iubește femeie din tine. Dar noi cu Aliona și cu Ilia pregătim o surpriză care va fi lansată pe 16 decembrie. Deci, Ilia, până pe 16 decembrie mai așteptăm. Păi până pe 16 decembrie avem un alt eveniment pe care îl planificăm și deja îl promovăm pentru 7 decembrie. Este ultimul grup de detox din acest an, exact înainte de sărbători. Deci 2 săptămâni alături de tine cu exerciții, sport, ghidare, da. meniu pentru 14 zile pentru a curăți corpul și a lăsa toate energiile negative și toate toxinele în acest an. Și anul 2021 să vină cu multă magie, pentru că dacă 16 va fi cu acea surpriză, mai planificăm și acel webinar sau seminar cum o să cum să înceapă anul 2021 cu magie și cred că tu o să zici data exactă când să punem dorințe și poate despre asta și o să vorbim ca să fie magie. O să punem dorințe împreună. Și să lucrăm sub meditație sau sub împreună cu tine să pregătim acest final de an cu... Facem și o meditație. Păi iată, va fi un grup închis pe Zoom, mă gândesc eu așa, unde fetele o să ia instrucțiile tale, unde vor planifica 2021 cu toate vizualizările și visele lor și va fi ziua pe care tu o vei alege în funcție de lună și în funcție de acea energie care este necesară pentru a fixa aceste obiective. Așa că vrem să aducem pe ultima lună sau ultima sută de metri din acești ani încă mai multă magie și încă mai multă împlinire profesională sau împlinire personală pentru fiecare din voi. Nu neapărat au făcut sau nu, încă mai au șansa să facă acest program de detox. Pentru că ar fi păcat să intrăm în noul an pe un fundal de energie joasă sau pe o vibrație joasă. Da, dacă tot am promovat atât de mult detoxul și cineva dacă nu l-a făcut, atunci, acum, Lia, ai dreptate, este momentul în care puteam să mai intrăm frumos în 2021, așa că pe 7 decembrie, cu mare drag, vă așteptăm în ultimul detox în 2020, da. Cineva ne-a amintit că am făcut și aceste genți minunate. Da, aceste genți minunate și fiecare care cumpără această geantă minunată primește un ghid gratuit cu mantrele. Vă zice Diana cum și când au fost desenate, în ce vibrații au fost desenate aceste mantre și
este semnificația fiecare mantră pe care noi am depus energia pe această, pe această geantă magică. Da? La noi totul este magic. Magic bag, magic pen, magic. Tot este magic. La noi totul este magic. Da, într-adevăr, uite că și Oxana ne salută. Eu chiar sunt recunoscătoare, Lia, că noi am reușit să facem aceste gentuțe magice. Pentru că foarte multe femei, așa cum ai spus tu, atunci când ajung la ele, ele chiar simt vibrația noastră și atât de multe fete îmi scriu, Diana, sunt atât de minunate și comode gențile. Eu personal nu mă pot despărți de aceste genți. Adică eu mi-am luat toate culorile și eu sunt zi de zi. Da, zi dacă eu am ieșit în oraș, la mine este ceanta cu mine. Pentru că eu întotdeauna am fost împotriva genților astea pentru copilași. Nu mi-a plăcut mie, știi? Și în sfârșit acum am geanta în care eu pot să-mi pun și pampers și lui Ian și toată și mâncare și tot ce trebuie să-mi iau cu mine când sunt cu bebe Ian, să mă duc la piață, să mă duc peste tot cu aceste genți. Într-adevăr, pe ele sunt printate niște mandale fericirii, sănătății, bucuriei. Aceste mandale sunt unice, sunt făcute strict pentru noi. O fată în Bali a meditat câteva săptămâni înainte de a le face, deci sunt cu o vibrație înaltă. Sunt și mandale care noi le-am pus și în agenda, dar în primul rând sunt mandale care cresc vibrația. Deci dacă femeile ar înțelege cât este de minunat să ai astfel de instrument lângă tine, este simplu, pur și simplu ai o geantă cu o mandală care îți faci tu piața, de exemplu, sau ieși în oraș, ce să poți spungi, nu știu de care, de plastic, de hârtie, dacă tu ți-ai luat o geantă și cu ea poți să faci tot ce trebuie. Și mai mult este geanta care ție o să-ți ridice vibrația. Adică și ziceai tu, dacă să aminte, ziceai că orice haină, dacă poartă etichetă, să știi că poartă acea vibrație acelui... Da, acelui sus sau care a pus aici și mă uit am scos-o sau nu, dar gențile noastre poartă magia meditațiilor acestor mandale plus energia ta plus și elazen pe care elazen care am pus acolo ca acea stare de perfecțiune, excelență a cuvântului Ela și zen este o stare sufletească în care vrem ca fiecare femeie să o atingă și să o poată simți sau să o poată lăsa să pătrundă în viața ei sau în sufletul ei. Pentru că asta simt eu de un an de zile de când sunt cu tine și practic mai trezesc vreo două palme și înțeleg, e real sau nu e real, dar e real ce se întâmplă. Da, e real asta ce se întâmplă și când primesc mesaje de la femei sau scriu femeile sau comentează în grupe, atunci mă minunează să înțeleg că, uite, da, este magie, da, noi facem magie cu femeile și da, tu ești magică, da, suntem magice toată comunitatea de femei care au parcurs oricare program în acest an. Da, să știi, Ilia, că noi am reușit împreună cu femeile care au fost lângă noi. Deci împreună toate am reușit. Eu consider că fiecare femeie care s-a alăturat la un program de-al nostru, un detox, un curs de desert, un alt curs, deci fiecare fetiță practic și-a pus, a pus ceva la tineria noastră, da? Adică practic suntem toate o echipă și asta pe mine mă face să-mi doresc și mai mult și de asta noi ne punem scopuri de fiecare dată, împreună cu ei, asta se știe că noi ne punem scopuri. Avem asta de făcut. Atâtea trebuie femei să ajungă la noi și tot așa, pentru că... Cifrele pentru noi sunt indicatori care permanent la început par destul de ridicați, dar pe parcurs, când se ating, atunci ne convingem încă o dată că da, este magie și se întâmplă. Deci legile Universului lucrează, atracția în echipă sau în proiect funcționează dacă ne dorim asta. Exact, așa este. Corect, așa este. Pe această cale vrem să zicem că în acest an am oferit energie și posibilitatea altor femei să ne ajute să fie cu noi și avem ambasadoare minunate și magice care se află în America, în Franța, în România, în Italia, în Londra. Deci salutăm pe această cale toate fetele care sunt alături de noi și care ne duc această magie mai departe și o transmit ele deja prin
emoțiile și prin tot ce au simțit ele alături de tine în această perioadă, să o transmită altor femei. E ca și cum ar fi un ambasador, am zis noi, dar este mai mult ca un apostol, da? Așa cum Iisus a avut acei apostoli și îngeri și oameni îngerași. Iată, aceste femei sunt îngerașii noștri și dacă o să vedeți pe cineva care vă transmite linkul către el la Blog Zen, să știți că sunt ai noștri și sunt fetele și femeile noastre magice, care doar vor să facă bine și doar vor să vă ajute. Oxana, te salutăm! Oxana, te prinde! Uite un îngeraș a ieșit la suprafață! Oxana! Da, ele toate sunt aici, și Virginia, și Ludmila, și Raluca, și toate fetele care sunt cu noi în proiect, sunt libere să dea această energie mai departe. Bun, am zis noi că avem planuri, am zis ce avem, ce am făcut, ce vrem să facem în 2021 și care sunt surprizele pentru 2021. Hai să vedem schimbarea cea mai mare pe care tu aștepți în 2021 de la tine și de la comunitatea pe care o ai alături sau pe care, în lumea în care te învârtești. Ce schimbare vrei să vezi în 2021? Sau ce se așteaptă în 2021? Pentru că tu ai un pic de clar viziune și presimți multe lucruri. Vreau să te întreb. Eu presim că 2021 o să fie mai frumos. De fapt, nu știu dacă este corect să spunem mai frumos. Nu este corect. Că este bine să nu spunem în comparație. Da, nu trebuie să spunem în comparație, pentru că dacă pui în comparație ceva, este ca și cum tu subestimezi ceea ce se întâmplă. Deci noi nu putem să subestimăm 2020, care este minunat pentru noi. Deci 2021 va fi foarte frumos și cu siguranță noi vom aduce multe, multe lucruri frumoase aici și cu siguranță vom realiza ceva frumos și vom aduce mai multă magie și vom cuprinde încă mai multe femei și vom aduce în casa noastră încă mai multe femei. Adică mult mai multe femei îmi doresc să simt această magie și să atingem acel număr în care femeile să se răspândească atât de mult încât deja să se molipsească între ele cu această magie, da? Pentru că atunci când tu luminezi, ești ca o lumină așa, în jurul tău deja automat se molipsesc cât mai multe lumini. Se atrage și oamenii simt această vibrație ta și ori te întreabă ce e cu tine, ori vrea să cunoască ce ai făcut, de te-ai schimbat, de ce ești așa diferită, de ce ai viață și vitalitate și această dorință de și energie și ce ai făcut, ce ai băut, ce ai fumat, da? Exact. Așa făcuri primesc femeile noastre. Exact. Eu îmi doresc într-adevăr să realizez cartea, adică să reușesc să o aduc deja. Ea, în mare parte, deja este scrisă. Trebuie doar să... Știi, de fiecare dată apare ceva și îmi spun, trebuie să mai scriu ceva. O mai las. Trebuie să mai încă scriu ceva gânduri, da. Da, și asta îmi doresc să realizez. Este foarte important pentru mine cartea, pentru că este un instrument, va fi și este deja un instrument foarte puternic. Până la urmă este baza tot ce facem noi și este programul nivelul 3 și 4. Va fi exact ce înseamnă Diana și Ela, așa că este minunat. Orice femeie va trebui să aibă această carte și asta îmi doresc. Să știi că în cartea Mamei Digitale un capitol este al tău. Capitolul tău este gata. Și la tine apare cartea. Da. În 2021 va fi, eu o să termin acest manuscris în această lună, în decembrie, pentru că este luna în care eu îmi iau pauza asta. Se schimbă vârsta mea, se schimbă cifrele și această lună o las doar pentru mine, pentru suflet și atunci voi termina să pun ultimele detalii. De asta vor fi multe schimbări în 2021 și o să fie un... Uite, Lia, de ce nu am lansat eu cartea în 2020? Pentru că noi trebuia în 2021 să fie cu 2021 pentru amândouă să ținem minte. Da. Noi trecem, ne schimbăm cu vârsta acum în decembrie ambele. De ce universul ne pregătește lucruri frumoase? Pentru că vreau ca în cartea din 2021 să fie scris tot ce am reușit noi să facem în 2020 și această energie să nu rămână cumva pentru altă ediție. Trebuie să intre cu început, cu un an nou,
dar să rămână cu vibrația care o luăm din 20 și o dăm în 21 mai departe. Exact. Avem foarte multe femei care vor continua alături de noi și ele continuă. Chiar dacă au făcut detox 1 și detox 2, ele repetă permanent. Să le spunem fetelor, iată, ce facem noi în detox? Pentru că multe mă întreabă și confund noțiunea de detox cu a slăbi și nu vor să slăbească, tem să slăbească. Și ce facem noi în detox? Pentru că le așteptăm pe toate pentru ultima ediție din 7 decembrie. Ce faci tu în detox cu ele? Uite, Lia, știi că tu ai atins acum un subiect foarte interesant. Pentru că de câte ori vorbim noi despre detox și tot acest cuvânt rămâne așa într-o oarecare enigmă și nu prea se înțelege. Se ia, pentru că este foarte promovat cuvântul detox. Din punctul meu de vedere, nici nu ar trebui să-l numim detox, doar că este corect să spunem așa pentru ca să fie într-o oarecare măsură de înțeles de fapt ce trebuie să facem. Ce înseamnă detox dacă ne uităm într-un dex? Curățirea organismului, purificarea organismului. Este ca și cum când faci mături prin casă și faci curat și dai gunoiul odată la ceva timp afară. Exact așa și cu organismul tău. Odată la câteva luni, tu faci curățenie în organismul tău și elimini toxinele. Nici de cum... Anțe se fac asta. Cât de important, este foarte important, pentru că dacă eu o să compar de fiecare dată cu casa voastră, pentru că casa în care trăiți este una și casa în care trăiți cu spiritul, adică corpul vostru, templul vostru, este la fel ca și casa voastră, adică trebuie să puneți comparația asta. Și imaginați-vă, dacă în casă nu faceți curat și nu măturați, nu adunați tot gunoiul, ce se întâmplă? El se adună mai mult și mai mult și mai mult și mai mult, corect? Păi așa și aici, în templul nostru, în casa noastră, odată ce noi nu facem curățenie, ci nu dăm afară toate toxinele, nu dăm afară toate aceste gunoaie, păi este normal că ele se vor aduna acolo și după se încep tot felul de probleme. Stările astea depresive, să știți că de acolo vin tristețele, dacă îți vine să-ți omori bărbatul, să știi că și de aici vine. Dacă nu ai răbdare, și de aici. Și apoi apar tot felul de probleme de sănătate. Deci, practic, odată la 2-3 luni este bine să facem acest detox, adică această curățire a organismului, această eliberare, această spălare, cum ar fi, da, cum faceți curat prin casă. Dar, atenție iarăși... Deci, de multe ori, noi fetele repede vopsim părul, facem fața frumoasă doar pe exterior, dar prin interior practic nu facem nimic decât să mai băgăm alte prostii și mâncare care al de an prin ospeții, da? Exact. Deci trebuie să avem grijă cum în exterior, așa și în interior. Cu slăbitul, că ai spus, în primul rând, detoxul nu înseamnă a slăbi neapărat. Dacă tu deja ești slabă și ai kilogramele potrivite, atunci în perioada detoxului, organismul tău nu va elibera grăsimile, adică pur și simplu nu vei slăbi, doar vei elibera toxinile și atâta tot. Dacă tu ai grăsimi în exces, bineînțeles că vei slăbi, pentru că grăsimea ce înseamnă? Toxină, da? Și bineînțeles că vei slăbi. Deci fetele care sunt slabe, iarăși sunt binevenite în acest detox, pentru că voi o să vă elibera organismul. O să vă eliberați pur și simplu organismul de toxine, atâta tot. În schimb, pentru acele femei care au kilograme în plus, bineînțeles că bonusul va fi și eliberare de grăsime, adică aveți, da, câteva kilograme jos. Asta este un bonus. Deci nu trebuie să vă fie... Un bonus înainte de sărbători. Da, un bonus înainte de sărbători. Dar nu trebuie să vă fie frică dacă sunteți slabi. Mai ales că detoxul 1 este binevenit și pentru femeile însărcinate. Și pentru femeile care alăptează, și pentru femeile care au probleme cu tiroida, și femeile care au probleme cu diabetul, și tot așa mai departe. Pentru că, de ce am menționat asta? Pentru că atunci când sunt probleme cu tiroida, diabetul, femeile însărcinate, alăptează, ele au prins o oarecare frică, nu cumva să intre într-un detox sau ceva. Fetelor, detoxul 1 este, de fapt, baza sau exemplu cum puteți să mâncați sănătos și totodată să purificați lent organismul vostru. Nu fometați, pentru că deseori primim această întrebare. O mor de foame, ce o să iau la serviciu? Cum o să mă organizez ca să nu flămânzesc? Pentru că vin ca lupul la 10 și mănânc în perioada anterioară foarte necontrolat sau neplanificat. Deci nu flămânziți.
să nu flămânziți în primul rând, deci chiar detoxul nu este foarte binevenit pentru toată lumea, este foarte lent, este o purificare lentă, este un detox solid. Nu sunt detoxurile astea care voi auziți că muriți de foame. Nu, nu. Nu stresăm organismul, pur și simplu îi dăm șansa și creăm mediul propice în care el să se elibereze pur și simplu singur de toxine. Să-și facă ordine, să fie o autovindecare. Organismul, de fapt, să știți că are capacitatea să trăiască în această detoxifiere singur. El singur se trece prin acest proces. Pur și simplu, pentru că sunt foarte multe toxine, chiar și în aer și peste tot, și deja atunci când sunt în exces, trebuie să dăm o mână de ajutor corpul nostru. Și noi venim cu un detox lent, un detox solid, prin care corpul singur trece prin procesul de autovindecare. Așa că noi vă invităm cu drag, fără grijă. De fapt, 2 săptămâni crezi că este suficient pentru a detoxifia organismul? Asta este un proces lent prin care tu îi dai șansa corpului tău să treacă prin procesul ăsta de autovindecare și să înceapă deja detoxifierea. Bineînțeles că dacă vrei mai mult de la tine și ai nevoie de mai mult, atunci ești binevenită să faci detoxul 2, da? Și deja nivelul următor. Da, prin detoxul 1 și detoxul 2 undeva echilibrezi energia fizică. Dar dacă deja intri în cursul iubește mei de tine, nivelul 3, acolo deja treci la echilibrarea energiei spirituale, emoționale și tot așa mai departe. Pentru că detoxul nu înseamnă doar ce mănânci. Nu! Detoxul înseamnă să curăți tot și la nivel de conștiință, da? Și fizic și tot așa mai departe. Așa că, bineînțeles că de asta și-au fost create toate nivelurile, ca să fie binevenit pentru toate fetele care au nevoile astea. Deci dacă simțiți nevoia unui detox spiritual, emoțional, energetic și vreți să creșteți vibrația voastră, energia feminină, să vă acceptați, să primiți semne de la univers și să înțelegeți de ce ați venit pe acest pământ, care este scopul vostru, nu trebuie să vă spună nimeni. Voi trebuie să-l aflați, dar ca să-l aflați, noi vă invităm la aceste cursuri. Uite că cineva mi se pare că a întrebat când va fi femeia magică, da. Iubește femeie. Deja prin ianuarie noi am plănuit, da? 11 sau 14 ianuarie, probabil a doua săptămână începe cu luni, chiar imediat o să mă uit în calendar. Dar noi, pe noi nu ne afectează sărbătorile de Sfântul Vasile și tot ce este în calendar ortodox. Dar dacă să ne uităm în calendar, atunci este pe... acolo cineva ne spunea că a făcut această detox și este minunat ceea ce a simțit. Chiar 11 ianuarie, respectiv, noi trebuie să le spunem fetelor că nu doar au parte de regim alimentar și practicile pe care tu le dai, dar am mai adăugat în ediția de detox și sport. Cred că le ard mușchii la fete în ritmul pe care tu ai făcut acele exerciții și cum fetele sunt stimulate să facă disciplină și chiar să se auto-corecteze pe ele la acest 5 minute, 10 minute de sport cu ele. Da, sportul este foarte necesar de asta și spun că baza noastră, în general, baza noastră este să-ți echilibrezi energia fizică. Totul pleacă de la energia fizică. Adică energia fizică înseamnă să ai grijă de corpul tău. Da, energia fizică asta înseamnă. Și când vorbim să ai grijă de corpul tău, înseamnă să te alimentezi corect și să începi să faci sport. Exercițiile fizice sunt foarte importante. De aceea, în detoxul 1, acum avem și sportul și chiar foarte bine. Nu sunt exerciții foarte grele, dar sunt niște combinații care, dacă voi le faceți, eu vă garantez că rezultatele vor fi. Pur și simplu să le facem. Pentru că sportul cumva ameliorează această detoxifiere, corect, Diana? Da, și ajută să fie procesul mai intens. Bineînțeles, adică agrăbește procesul, deci este minunat să facem și sport. Așa că cine a făcut detoxul 1 în vară și așa și nu ați fost la sport, veniți în detoxul acesta unde este cu sport
și să vedeți voi cum o să vă simțiți. Uite, aici Tatiana zice că vrea să-și facă cadou de ziua ei acest detox. Deci, Tatiana, cred că cel mai frumos cadou pe care ți l-ai putea face și să înveți să faci și un desert sănătos pentru ziua ta de naștere și să nu-ți fie, să nu intre în nicio vorbă din celor din jur că să nu te afecteze nimic, da? Să poți avea masa plină cu de toate, dar tu să ții pentru sufletul tău ce este mai sănătos și mai bun sau mai benefic. Da, Tatiana este foarte disciplinată alimentară, eu o cunosc și ea cred că vrea să intre în cursul Iubește pe mine din tine. Dar ea, la cât de disciplinată este alimentar, deja o să treacă la nivelul următor, să-și disciplineze mintea, sufletul, spiritul în Iubește pe mine din tine. Și bineînțeles că după asta toate fetele sunt brave. O să le provocăm să facem un challenge, să vedem cum are loc o zi de post la ele, o zi de detox, o zi din femeie, și ritualurile, pentru că noi nu arătăm ce se întâmplă în culise. Dar voi să vedeți cu câtă dragoste fac pozele fetele și le pun pe grup. Voi să vedeți cu câtă pasiune fotografiază și decorează aceste deserturi. Sau micurile dejun, terciurile de in, de susan, de chia sau budinca de chia care le recomand tu acolo în meniu și cât armonie este în acea poză sau cât dragoste sunt acele altare pe care tu le recomanzi fetelor să facă acolo. Noi asta niciodată n-am șiruit așa mai mult. Păstrăm momentele acestea, dar păstrăm aceste momente intime pentru noi în grupele cu femeile și doar că energia asta se simte acolo când ești cu un grup de 10, 20, 100 de femei. Și asta... Fetele să știe pe Instagram, Lia, de ce Diana în ultimul timp nu prea apare pe Instagram live. Să știți că, de fapt, Diana este seara în live cu fetele din Iubești pe mine sau din Femeia Magică. Deci live-urile noastre durează între 2 ore jumate și 3 și noi suntem foarte active acolo. Acolo asta... suflet la suflet se conectează energie că... Exact. De asta undeva noi nu ne prindem aici. Dar, Lia, noi am spus că în decembrie, dacă tot noi în decembrie nu o să începem cursul cu Iubești Femeia și Femeia Magică, lăsăm pentru ianuarie. Decembrie o să avem timp în care noi să ieșim mai des aici pe Instagram și să le pregătim pe fete pentru ianuarie și să le povestim și să le explicăm și să intre frumos. Exact pe cât 19 sau 16 au început fetele. Pe 19 noiembrie au început, respectiv și cealaltă grupă au început pe 23. 16 și 23 sunt două pe care au început, respectiv 30 de zile, 16-23 decembrie. Vom finaliza această magie cu aceste două grupuri și o să avem o altă, încă o comunitate de femei magice și femei care au atins maxima conștientizare și conectare cu spiritul și cu divinitatea lor. Așa că toate fetele sunt binevenite să-și dea această ocazie cel puțin o dată în viață și cel puțin să simtă această magie pe care tu ai transmis-o prin tot ce faci tu, prin online, prin live-uri, postări și stories-uri, sau au văzut prin stories-urile care le șeruiești de la fete. Deci, la început, când văzut stories-urile tale, nu înțelegeam, încă înainte de a te provoca să facem asta, nu înțelegeam de ce fetele astea se laudă atâta cu mâncărurile astea așa decorate frumos și cu smuzile, ce n-au ce face. Și pe urmă, când am înțeles eu că asta e timpul meu cu mine, că așa trebuie să... Nu trebuie. Eu mă alint așa și sufletelul meu este liniștit și nu mă grăbesc și timpul nu este cel care să mă controleze pe mine, dar eu îmi ofer timpul care am necesitate să-mi acopăr acest timp cu mine, da? Să-mi iubesc pe mine. Exact, exact. Așa este. Și, uite, Lia, noi despre... De fapt, nu cred că tot rămâne secret. Un alt secret pe care tot l-am realizat în 2020 este Zen Vegan Market. Este o platformă online cu aceste produse magice care femeile le folosesc în aceste programe și nu doar în aceste programe. Pot fi clienți pe Zen Vegan Market oricare persoană care
A înțeles ce înseamnă produse de calitate, produse vegane și cum să combine corect în alimentație, fără carne, fără zahăr și fără alte produse din comerț. Da? Cele Tot care sunt... Tot Darnic a fost cu noi 2020 a și fost... Zen Vegan Market am creat. Îți dai seama? Și apropo, uite că e bine că mi-ai spus de Zen Vegan Market, noi n-am discutat despre asta, dar eu o să le îndemn acum pe fete. Dacă doriți să faceți cadouri cadouri. Acum, acum de Crăciun, de Revelion și voi sunteți în diaspora și vreți să faceți cadou celor dragi, păi acum puteți să alegeți de pe Zen Vegan Market toate semințele. Tot cu tot magică. Împachetate într-o gentuță magică din asta frumoasă și noi să le transmitem părinților voștri. Mi se pare că asta este cel mai minunat cadou. Mi-am amintit astăzi despre asta pentru că eu vreau să-i trimitem mamei mele și mi-am dat seama cât este de important să avem grijă de părinții noștri și acum avem cum să facem asta. De ce să-i dau bani mamei să-și cumpere nu știu ce dacă eu pot să-i trimit o spirulină, niște semințe, niște uleiuri sănătoase de care ea chiar să se bucure? Să știi că mama când vine în ospeție îmi zice, ia, mai dă și mie ce mai ai acolo, hai dă și mie. Ce mai ai? Semințe de astea, de aia, dă și mie, dă și mie. Da. Eu sunt foarte împlinită că am reușit să o fac pe mama să mănânce budinca de chia, să bea spirulina vie dimineața. A ajuns mama să-mi spună că Diana mi s-a terminat spirulina vie, te rog frumos să faci cumva să ajungă la mine, știi? Adică mie mi se pare asta minunat. Mai ales ea care are probleme cu tiroida, vreau să-ți spun că acum noi controlăm foarte bine problemele tiroidei, nu cu pastiluță, dar cu spirulina vie. Așa că atenție, fetele, dacă aveți mămici care au probleme cu tiroida, vă recomand spirulina vie pentru că va regla această situație. Asta din experiența mea. Da, cu noi dacă am scrie pe foaie câte am realizat în 2020, să știi că am făcut foarte multe familii fericite prin proiectele, programele, produsele noastre și plus încă și cei care au achiziționat sau au avut încredere în tine și au luat în casa lor aparatul de apă alcalină antioxidantă și este un suport pentru sănătatea lor și tot ce poate să aducă această apă alcalină antioxidantă pe care o poți obține doar dacă ai zi de zi acest dispozitiv în casă. Bun, Diana, eu nu pot să te rețin mai mult pentru că știu că la 20-30 trebuie să dedici energie și vibrația femeilor din grupul care te așteaptă deja pe Viber. Fetele, care este linkul? Unde o vedem pe Diana? Acum întrebăm, deja îmi scriu acolo pe chat. Așa că eu îți mulțumesc pentru această oră magică pe care am avut-o împreună. O să salvăm acest live și ori de câte ori ne vor întreba cine este Diana și cine este Ela Blog, o să fie aici toate răspunsurile. Și da, pe întâi, de tot 1 și de tot 2 se va începe o nouă grupă pe 7 decembrie, ca până pe 21, înainte de sărbători, să avem, acest timbru și să avem corpul ușor ca o pană, în formatul în care vom face olivier vegan, în formatul în care vom face tortă vegană și tot pe masă va fi foarte ușor și sănătos, fără ca să încărcăm organismul cu multe rețete frumoase pe care tu le vei da fetelor ca bonus pentru cele care vor intra în ediția aceasta de decembrie. Va fi chiar să știi că acum de curând eu îmi cer scuze fetelor care ne așteaptă acum pe Zoom, într-un minut intrăm în live-ul nostru. De curând am încercat să fac o rețetă ro-vegană, anume știi că este șuba noastră recunoscută. Da. Și acum lucrez la rețeta de șubă ro-vegană, fetele, și în curând o să vă dau rețeta, așa că haideți, pregătiți-vă frumos de noul an, dacă vreți să întâmpinați 2021. Cum veți întâmpina 2021, așa va fi 2021. Dacă îl veți întâmpina cu o vibrație înaltă, el va fi cu o vibrație înaltă. Dacă îl veți întâmpina cu o vibrație joasă, să vă doare într-o parte, să fiți nervoase, să fiți supărate, că aveți nu știu ce kilograme, bineînțeles că 2021 va fi cu această neîmplinire de sine. În schimb, voi acum aveți șansa să schimbați ceva, energia, da? Sau să schimbați vibrația și...
Și de asta eu consider că acest detox este foarte important acum înainte de a intra în noul an. Să primiți noul an cu notă înaltă, să fiți pozitive. Asta înseamnă vibrație înaltă. Da? Deci, așa cum ai zis, fetele din detoxul din 7 decembrie vor primi rețete noi de a mâncare vegană, sănătoasă și așteptăm șuba pe care tu ziceai că o să ne dai. Sau ce rețete vom pune pe masa de sărbătoare, exact, așa, încât exact. să acoperim necesitățile și celor care sunt mănâncă regim normal și noi care vrem să mâncăm la fel ca și ei, doar că adaptate combinațiile de produse. Îți mulțumesc, Diana, și mulțumesc celor care au fost aici cu noi în acest live. Vă las să aveți o seară magică tuturor și să aveți grijă de sufletelul vostru, de mintea voastră și de corpul vostru zi de zi. Da, să știți că Terciu de Mac curând va apărea și el pe Instagram. Fetele l-au deja, fetele care sunt în program l-au și mi-au comandat. Da, magică, el deja există, l-am experimentat acolo pentru că vroiam ca ele să fie cele care vor da verdictul, este bun sau nu. Toată lumea zice că este bun, deci curând o să-l aveți și voi. Eu vă mulțumesc mult că sunteți alături aici. Noi cu Lia iarăși vă mulțumim. Lia, sunt profund recunoscătoare că te am. Știi, ești acolo aproape când îți spun, Lia, hai că parcă trebuie să facem ceva, Lia zice, gata! Și fiecare om are nevoie de o persoană care să susțină ideile și gândurile și așa mai departe. Eu te am pe tine, așa că sunt profund recunoscătoare. Sunt fericită că putem să aducem, binele pe acest pământ și că putem să facem lumea mai frumoasă. Așa că menirea noastră este asta, o mai menționez încă o dată. Și mulțumim tuturor fetelor și curând noi o să ne mai întâlnim pentru că Lia va organiza acel webinar magic. Da, cum să înceapă anul 2021 cu magie, cu multă magie. Așa că fiți pe fir, că dacă vrem să fie magic pentru toate din voi, atunci așa va fi. Așa să fie. Așa va fi. Așa va fi și așa este și așa va fi. O seară minunată să aveți cu umbrele mele. Seară magică!